Respecte tuturor internauților care respectă legea și drepturile omului. Sunt Leontin Sălăjan, jurist, jurist ONG, ofițer MEI MAPN. Vă doresc la mulți ani un an nou fericit dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, celor apropiați. Referitor la mafioții cu care am colaborat pentru o societate democratică în România în perioada 1990-2019, le transmit că mai am și altă treabă. În anul 2020, la partea finală, vreau să închei cu ei pentru că poluează tot felul de lucruri din astea mizerabile în societatea românească, comite de infracțiuni instituționalizate, de grupuri infracționale organizate, atât din MEI, MAPN, Justiția Civilă și Militară. Și ca atare, vreau să închei cu voi pentru că România nu mai are nevoie de asemenea specimene. Pentru aceasta solicit și sprijinul factorului politic, Uniunii Europene, Comisiei Europene, Parlamentul European, cam toate probele necesare pentru o societate democratică în folosul tuturor, a cetățenilor, a copiilor, a tuturor oamenilor de bine din România, Uniunea Europeană și din lume. O să le dedic o melodie tuturor mafioților cu care am colaborat în perioada 1991-2019, cu precizarea că situația este perfect încheiată. Înainte de a le dedica melodia, o să solicit ministrului de interne, domnului Velea, care în prezent se află la PNL, să facă rost de dosarele cu acte furate, notări de serviciu jurământele militare, în perioada 90-91 și care se află la ISU Iancu de Hunedoara, județul Hunedoara, și de acte false, care se află la IGSU București. Am făcut demersurile și la domnul ministru de Justiție ca să fiu primit în audiență de dânsul, de MEI, MAPN și tot ce-i în drept, Justiția Civilă și Militare, ca să vă încheiați socotelile, să respectați legea, drepturile omului, să fiți instituții democratice așa cum v-ați propus. Deci, din punctul ăsta de vedere, vă stau la dispoziție să vă încheiați toate porcările, să nu mai susțineți infractorii din subordine. De aceea eu mă voi prezenta cu toate probele care nu le aveți și în același timp să vă aduceți toate probele ca să încheiați porcăria. Menționez că nu există altă variantă, dumneavoastră sunteți în afara legii, toate ce ați făcut până acum sunt erori judiciare, iar orice implicare a mea de aici înainte este exclusă. Nu particip, n-am participat și refuz orice participare la comitere de acte juridice nelegale, erori judiciare sau de perpetuarea unor acțiuni prin intermediul dumneavoastră, societatea civilă românească, în Uniunea Europeană, NATO și în alte instituții. De aceea vă rog pe toți mafioții să încheiați cu porcăriile, dacă nu o să dați de dracu pe românește așa, pentru că o să vă duc unde vă este nașul ca să vă nășească bine, să vă dea afară și să vă bagă și la pușcărie, dacă nu înțelegeți că a fost un incident la un moment dat și celelalte partide nu puteți trăi din comitere de infracțiuni. Așa, PNL-ule, n-am nimic cu tine, eu nu fac politică, fac politica doar a respectării drepturilor omului, a cetățenilor din România, dar puneți-te pe treabă, chemați-mă și rezolvați-vă porcăriile instituționalizate, din armată, MEI și așa mai departe. I-ați transmite domnului Ilescu să-ți fie rușine, domnule Ilescu, pentru că după ce ați transmis atâtea articole pe Facebook cu armata care a tras în Revoluționari în 1989, vii iară cu povestiri din alea bolșevice. Eu îți doresc totuși o bătrânețe liniștită, să te ierte Dumnezeu pentru toate porcăriile pe care le-ai făcut la Revoluție și ulterior cât ai condus România. Pe ceilalți, cu domnul Petrov, așa zis, alias Băsescu și ceilalți, a zice că mai puțin în societatea civilă românească, că nu mai infectați atmosfera. Domnul Băsescu, dumneavoastră aveți nepoții ăia foarte frumoși, cu minți acolo, aveți grijă mai repede de ei, că am văzut că din punctul ăsta de vedere vă pricepeți. Ceilalți, fiți atenți, mai faceți porcării, că mai avem și altă treabă în societatea românească, avem nevoie de autostrăzi, șosele și așa mai departe. Ia transmite domnului Iohannis cu competiția cu PSD-ul să iei toți fondurile europene să facă autostrăzi și șosele pe teritoriul României, numai pe hârtie. Și românii cred în dumneavoastră, domnule Iohannis, cred că sunteți un om destoinic, așa că cele câteva miliarde prin două firme chinezești puteți să faceți șosele în România și infrastructura cam în 2 ani de zile, precum în Austria. Vă așteptăm cu brațele deschise să fiți un român adevărat, așa cum ziceți dumneavoastră. Și acum melodia la mafioți. Ai la birtuțul din pădure, au beui două pe sure, au și
pe banii din căpestre. Luai țoale la neveste, au mândro că greu-i dormă-i. Au la birtuțu de oiagă, avin mândrele să mă vadă. Au dice beau și chefuiesc, măi, despre lume ce gândesc, măi. Mândro că greu-i dormă-i. Au despre lume ce-o-i gândi, ai grămnia bă povesti despre lume gândesc bine. Să ajunge și voi ca mine, au mândro că greu-i dormă-i. Ai ascultați bandiților și voi mafioților, dacă nu m-ați ascultat de belele voi ați dat, măi. Ai, așa-i constituția, măi. Mai mult de atât, eu nu sunt interpret de muzică populară, v-am dedicat asta, să știți că legea e obligatorie pentru toți, indiferent de ce funcție aveți în statul român. Funcțiile pe care le aveți în statul român sunt folosite pentru respectarea României, a cetățenilor români, oriunde s-ar afla, și dacă faceți altceva, de dracu voi veți da, înțătând cu toți mafioții, indiferent ce funcție ați avut și veți avea vreodată. Puneți capăt la toate porcările de pe lume. Dacă aveți tupeu, inteligență, curaj, vă aștept la posturile de televiziune. Ne întâlnim acolo. Vă prezint toate porcările care le-ați făcut. Cum ați furat acte, cum ați mințit judecătorii, cum ați mințit procurorii, cum s-au dat loviți judecătorii, procurorii, cum ați înaintat acte cu conținut fals prin intermediul generalilor, coloneilor, pompieri, poliție, infanterie, justiție civilă și militară. Nu vă jucați cu dracu, că nu-i de jucat, oameni buni. Așteptați-mă, chemați-mă la voi, ca să nu faceți, nu mă interesează propagandă, eu nu fac politică, nu fac politică la niciun partid, vreau doar în anul 2020 să vă ocupați de România și de cetățeni. Nu vreau să mai fac niciun fel de porcărie cu voi, mi-am asumat toate acțiunile cu voi pe care le-ați făcut și le-ați perpetuat la toate instituțiile române, ați mințit ambasadele, ați mințit CEDO, ați mințit pe toată lumea. Chemați-mă la un post de televiziune, domnul ministru, ne întâlnim, dumneavoastră am văzut că aveți curaj, sunteți mai democratic decât ceilalți, am văzut că ați deschis ușile alea și dumneavoastră împotriva șacalilor înainte de 1989, când ați ordonat acolo, am văzut că aveți curaj. Eu vă invit, domnule ministru, dacă aveți curaj cu dosarele furate, cu acte furate, notări de serviciu și documentele militare, acte false care se aleafă la ISU Iacon de Hunedoara, al județului Hunedoara, și celelalte cu acte false care sunt la IGSU, la un post de televiziune,
Îmi pare rău că justiția din România a ajuns să cerșească de la factorul politic privilegii folosindu-se de acte false pentru a-și proteja miniștrii de interne și apărării până în prezent. N-am ce să vă fac. Eu nu am făcut altceva decât să lupt împotriva dumneavoastră pentru interesele României, societății democratice din România. Cât privește Revoluția din decembrie 1989, nu mi-asum meritul, mi-asum obligația de a refuza de a acționa împotriva manifestanților, fapt ce am adus la cunoștință comandantului, pentru că niciodată dumneavoastră nu veți putea să acționați împotriva poporului în așa fel încât dumneavoastră să fiți zei, să fiți Dumnezei, nu. Dacă faceți orice altceva nelegal împotriva poporului, se îndreaptă împotriva dumneavoastră. Eu am gândit înainte atunci normal decât dumneavoastră la începutul Revoluției de decembrie 1989 și ulterior, pentru că sunt român, îmi iubesc țara, iubesc societățile democratice și iubesc pe toți oamenii de bine, de aici și de oriunde. Iar instituțiile europene să mă contacteze ca să democratizeze societatea românească mai repede. Avem nevoie de respectarea cetățenilor români, de protecția lor din toate punctele de vedere, de autostrăzi, de șosele și nu ne mai trebuie mafioții. Dar pe unde vă întâlnim băieților de aici înainte, să știți că nu vă mai salvează nimeni. Generalii, ofițerii, ceilalți miniștri, factorul politic, nu vă mai poate salva. Dacă faceți prostii, băieți, penalul e a vostru. Vă doresc tuturor, chiar și penalilor, dacă v-ați deșteptat, sărbători fericite în continuare.